Neti. Lună plină, cu vești bune, așa sperăm. Așa să fie. Vă invit. Hai. Bună dimineața. Lună plină cu vești bune. Vărsători, se fac presiuni să terminați niște treburi și să începeți altele, poate că au apărut niște situații neprevăzute și nu e de pierdut timpul. Pești, e posibil să găsiți ceva nou de lucru și să vă implicați cât se poate de serios, că va fi volum mare și o să aveți parte și de bani. Se poate și din colaborări. Berbec, o să vă bucurați de o reușită, pot fi și niște bani din urmă și să luați ce mai e nevoie pe acasă și să faceți o rezervă pentru weekend, să plecați pe undeva. Taur, se pare că o să puteți face acele deplasări pe care le plănuiserăți la sfârșitul anului trecut și or să se rezolve atât problemele de serviciu cât și cele personale. Gemeni, primiți confirmări, vă luptați în continuare pentru niște drepturi care nu vor fi fost recunoscute și o să mențineți ștacheta sus pentru că aveți ambiții mari anul ăsta. Rac, e posibil să vină acei bani pe care îi așteptați mai de mult și o să faceți cheltuieli că sunt plăți de făcut și nu agreați restanțele. Leu, e agitație la voi, poate aveți o întâlnire importantă și trebuie să luați o decizie, să semnați un contract și să vă asigurați că totul va decurge în cei mai buni termeni. Fecioara, o să fiți ocupați cu diverse treburi, atât la serviciu cât și acasă și o să primiți și vești bune că vi se mai împlinesc dorințele. Balanța, poate n-ați renunțat la ideea de a vă muta măcar o vreme altundeva, poate ca să lucrați, ori ca să studiați ceva, după care să vă întoarceți. Scorpion, e posibil să angajați o firmă ca să se ocupe de niște probleme casnice, dacă nu vă pricepeți și o să dureze o zi, două, așa, până să se încheie reparațiile. Săgetător, voi poate treceți cu bine de un test, un interviu, poate aveți examene și o să fie un efort, poate să fie și un concurs. Și să trebuiască să vă mobilizați serios ca să răzbiți. Capricorn, aveți planuri multe și care se pot și împlini și o să faceți rost de bani, dar veți cheltui poate vreo factură de care o să fi uitat, că o să scoateți cu forța niște bani din buzunar, de aia zic. Lună plină cu vești bune!